am dus la serbare la fiica mea. Însă în loc să vin acasă cu zâmbetul pe buze, am plecat în lacrimi de la școală. După ce soțul meu m-a părăsit pentru o altă femeie, viața mea a devenit o luptă. A trebuit să fiu puternică pentru Maria, pentru fetița mea. Am luat ziarul și am căutat mai multe locuri de muncă, însă nimeni nu m-a sunat. Am tot așteptat, dar nimic. Mă rugam și dimineața și seara la Dumnezeu să mă sune vreun angajator, să am și eu un loc de muncă să-mi pot crește fetița. Și minunea s-a întâmplat. Am fost angajată ca și femeie de serviciu. Am pupat și pământul de fericire când am auzit că sunt angajată. Aveam cu ce să-mi cresc fetița. Anii au trecut rând pe rând, iar eu am continuat să muncesc. Erau zile în care mă simțeam tristă și pierdută, dar când o vedeam pe fetița mea, simțeam că prind din nou putere. După ce a intrat în clasa a doua, fetița mea era lăudată de toți profesorii. Mulți dintre ei spuneau că este mult prea inteligentă pentru vârsta ei. Maria era mândria mea, puterea mea și motivul pentru care mă ridicam în fiecare zi din pat. La finalul clasei a patra, am fost chemați la festivitatea de premiere și mai apoi la serbare. Doamne, ce fericită eram! Maria mea urma să primească premiul întâi și coroniță. Mi-am luat cele mai bune haine ale mele și am plecat la serbare. Însă când am ajuns acolo, fetița mea era împreună cu colegii săi. Când m-a văzut, în loc să vină la mine, fata mea s-a întors cu spatele. Mă evita. Nu înțelegeam de ce. Am strigat-o, însă fata mea mă ignora total. M-am apropiat puțin de ei și le-am auzit pe colegele fetei mele spunându-i: a venit mama ta care spală WC-uri. Apoi toate au râs. Mi se rupea sufletul. Am înțeles de ce fata mea mă evita. Îi era rușine cu mine. În loc să mă duc la ea, m-am retras într-un colț. Am asistat la festivitatea de premiere și am văzut-o pe fiica mea primind coronița și premiul întâi. Însă am plecat în lacrimi de la școală după acea festivitate de premiere. Fiicei mele îi era rușine cu mine și cu munca mea. Am ajuns acasă și cu lacrimi în ochi am pregătit masa. Am așteptat-o pe fiica mea cu masa pusă și nu i-am arătat deloc tristețea mea. Zilele au trecut rând pe rând, iar fiica mea a ajuns la liceu și mai apoi la facultate. Când i-am zis că o voi înscrie la facultate, nu-i venea să creadă și mi-a zis: mamă, dar pentru facultate îmi trebuie mulți bani. De unde vom face rost de ei? Atunci i-am spus fiicei mele: nu îți face griji, draga mea. Am pus de foarte mult timp bani deoparte din salariul meu pentru facultatea ta. Când fiica mea a auzit, m-a îmbrățișat și mi-a mulțumit. Am ajutat-o să-și finalizeze studiile și să-și realizeze visul. Voia să fie medic. A reușit fiica mea. Slavă Domnului că a reușit. După 6 ani grei, fata mea era medic. Eram foarte mândră de ea. Lucra într-un spital renumit, alături de alți medici de renume. Într-una din zile însă, mi s-a făcut foarte rău. Nu știam unde să merg. Mă simțeam tot mai rău. Însă fiica mea a venit și m-a luat la spital la ea. I-am zis: nu merg, draga mamei, la spitalul unde lucrezi tu. Mai bine stau acasă. Nu vreau să te fac de râs în fața colegilor tăi. Fata m-a luat și m-a dus la spital și m-a îngrijit foarte bine. Am stat vreo 2 săptămâni internată la ea și pot spune că eram cea mai norocoasă mamă din lume. Am plecat acasă pe picioare. După ce am ajuns acasă, i-am mulțumit fiicei mele cu lacrimi în ochi. Iar ea mi-a spus: iartă-mă, mamă, că la acea serbare mi-era rușine cu tine. Colegele mă făcuse să mă simt rușinată. Însă cu timpul, când am văzut cât munceai și cât te străduiai să-mi pui mâncare pe masă și totuși să strângi și bani pentru facultatea mea, am înțeles că nu trebuie să-mi fie rușine cu tine, ci să mă mândresc că am o mamă ca tine. Îți mulțumesc, mamă dragă, pentru tot ce ai făcut pentru mine.
Fără tine și fără sacrificiul tău nu aș fi fost niciodată omul care sunt astăzi. Am început să plâng. Simțeam că ochii îmi înoată în lacrimi. Dar nu mai erau lacrimi de tristețe, ci lacrimi de bucurie. Fiica mea se mândrea cu mine chiar dacă eram o biată femeie de serviciu. Morala poveștii. Copiii nu ar trebui să se simtă niciodată rușinați de munca părinților lor. Atât timp cât este o muncă cinstită, merită tot respectul și iubirea din lume, deoarece încearcă din răsputeri să aducă o pâine pe masă. Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă în comentarii și asigură-te că ne urmărești.